te vezi, asta era anul trecut la festival, pe vremea asta. Man, câtă lume am avut la scenă, ireal. Din păcate, anul ăsta nu cred că mai prindem noi așa eveniment. N-ar fi rău să fie doar anul ăsta, dar, sincer, nu cred că o să țină doar anul ăsta. Hai, hai, fii și tu un pic mai optimist. Fai, ce păcat că avem niște idei super faine. Fetele, artistele. Ne uitam la festivalul de anul trecut și ne aduceam aminte. Așa. Și ne tot lamentăm pe tema asta. Nu, ce faci? Unde ai fost? Să vă zic? Spui zi, nu știu. Am fost să fac o sonorizare la Consiliul Județean. Și le dați și microfoane? Am pus și microfoane, am pus și baterie la microfoane. Bun așa, bun. Ceva interesant. Ba da, deci ca să știi că da. Au prezentat câteva locuri din județul Timiș foarte interesante, câteva obiective turistice despre care eu chiar nici n-am știut până acum. Despre ce locuri vorba? Stai că mi-am notat. Deci cetatea Jdioara, cascada Șopot și lacul Surduc. Surducul... Bun, de Surduc da, mai... știm toți, dar de celelalte două locații n-am auzit în viața mea. Unde sunt? Păi să știi că nu foarte departe de Timișoara. Și ai acces la ele sau? Ai acces, dar cred că ar trebui să ne uităm pe hartă să vedem mai multe. Da, hai să căutăm. Haideți încoace și ne uităm toți să vedem despre ce e vorba. Fii atent că am găsit. Uite, cetatea Jdioara. După marea invazie mongolă, fii atent în ce an, 1241, care a devastat Europa, s-au construit numeroase astfel de cetăți în regatul Ungariei, cu rol defensiv. Cetatea Jdioara, situată nu departe de Lugoj, la marginea munților Poiana Ruscă, se află printre ele. Fii atent. Fortificația are dimensiuni modeste, 40 pe 22 de metri. Nu e foarte mare. În schimb, deține o amplasare favorabilă care asigură o bună perspectivă asupra Văii Timișului. Cetatea a dat două turnuri interioare și un donjon de formă pătrată, adăugat într-o etapă ulterioară prin construcție. Bun. Vezi că aici sunt mai multe detalii care le scrie despre cetate, dar uite ce interesant, iar localnicii din Găvoșdia, învecinat, ar fi participat la construirea cetății și la crearea unei noi așezări în apropierea ei. Și uite, mai zice aici că rămășițele fortificației au fost folosite de răzvrătiți și haiduci. Și asta e interesant. Și că n-a fost cucerită chiar niciodată. A încercat și Mihai Viteazul să o cucerească și chiar n-a reușit. Dă seama că da. Și câte ceva despre cascadă? Cascada Șopot. Da, uite, am găsit aici un articol scris chiar de cineva în timpul pandemiei. Uite ce zice. Am apucat într-o zi frumoasă, de la începutul primăverii, chiar înainte de a se lansa la apă și pe meleagurile naționale programul Stați în Casă de COVID, să dăm o tură până la cascada Șopot din munții Poiana Ruscă. Din Timișoara, cu mașina pe autostradă, te dai jos frumos la marginea și de acolo, cu Google Maps sau după indicatoare, dacă sunteți așa mai old school. Noi am lăsat mașina la cabana Cheia, la care ajunge așa, din capul satului Poieni. Poieni Strâmb, unde era tabăra, da. Mai mergi vreo 3 km pe un drum neasfaltat, dar decent de altfel, și faci stânga la un moment dat, dacă zice Google Maps sau indicatorul, desigur. De la cabană până la cascadă sunt vreo 3 km pe un traseu și prin mijlocul pădurii și pe malul apei. Deci, practic, sunt două trasee.
Deci tot ce trebuie pentru câteva ore petrecute idilic în natură. Ce bine sună. Da? Distanțarea socială e garantată. Noi nu ne-am întâlnit cu nimeni și încă nu erau interzise deplasările. Și e frumos și verde și relaxant. Uite ce scrie, deci vine să te apuci de yoga sau ceva. Bine, acum îți dai seama că dacă ar fi să faci un eveniment, câțiva oameni n-ar strica. Nu ne place chiar așa. Natura... pustietate. Da. Fi bine să fie ceva oameni pe acolo. Și despre lacul lebedelor ceva? Mă, despre lacul lebedelor nu cred că am prea multe detalii aici, dar uite, între timp am găsit lacul Țurduc, despre care zicea Mario. Da, și eu nici n-am ajuns până acum la... Nu ai fost niciodată? Hai să vă citesc câteva chestii despre locație, câteva detalii. Uite, aflat pe raza comunei Fârdea, barajul care a determinat formarea lacului Surduc a început să fie ridicat în anul 1972. Acumularea Surduc a atins în anul 1977 aproape 25 de milioane metri cubi de apă, ea fiind însă proiectată pentru acumularea unui volum de apă de 51 de milioane de metri cubi. Lacul Surduc are ca scop principal asigurarea cu apă potabilă a zonei Timișoara, apărarea împotriva inundațiilor și, bineînțeles, are și un scop turistic, fiind un loc unde iubitorii de pescuit și agrement se pot bucura în voie. Uite, cu o suprafață de 460 de hectare, lacul Surduc este cel mai mare lac din județul Timiș. Băi, dacă e de cald, da. ce bine mi-ar prinde acum să fac o baie în lac în Surduc. E mai bine la cascadă, că e mai rece. Bă, nu știu, eu sunt crescut la munte, așa că aș da o tură până la cetate. Ce fain ar fi niște evenimente acolo. Ce vă place și vouă să visați. Știi ce? Eu am lucrat toată noaptea, am stat în studio la ultima piesă să lucrez pe ea și să-mi rup de oboseală.
a dreamer. Don't tell me not to dream. I got freedom, and that's everything to me. It don't matter what I've got or where I go. I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer, as long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in.
I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you Uchi, hai să spun ce a pățit. Nu o să-ți vină să crezi. Ia zi, ce s-a întâmplat? Ori am visat, ori mi-am imaginat. Ce? Că puneam muzică la cascadă. Foarte tare. Și eu am adormit aici în studio, mă uitam la ceva filmuleți și am avut impresia că puneam muzică la cetate și eram înconjurat de luptători medievali. Ce zici de asta? Tare, nu? Uite, mesaj de la Victor. S-a dus la surduc și pune muzică. Vai, hai și noi, mergem și noi. Hai. Hai. Until the night, so don't you look back. So we've come so far to find ourselves alone. Show me the night, to find ourselves.
Cause better days will come. If you show me the night, we can write a story here, make it last forever. Fly with me into the heat, better now than never.
I got love for my homies who be rolling with me. Play no games, cause ain't nobody playing with me. I got love for my homies on my family tree. I got love, love for the ghetto, down for whatever. If you was down before, then you still gonna I be down game. With me. I got game, cause the game was given to me. Say my name, say my name, cause ain't nobody tighter than me. Give it up, you like the way I'm rapping this beat. I don't know nothing better, chasing my cheddar. You ain't never listen to me. I got love. No nothing better, chasing my cheddar. You ain't never listen to me. I got love. On. Walking in the bank like honey, I'm home. I'm trying to quarantine, she won't leave me alone. I got Yeezys, you got them Skechers on. Picks like a hype beast, but I don't wait in line. You got the moves when you move and you whine. You can call me up, let it rain one time. 1-800 Big Vibe, blink my hotline. I don't want to share you, only want to wear you. Yeah. Ooh, I think I like you. Skate and slide beside you. Bye, 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 bye. Moving on the dance floor. Yeah.
când timpul parcă s-a oprit, când lumea parcă a stat pe loc, când doar speranța ne-a hrănit, n-am acceptat să renunțăm la tot. În vis am petrecut cu mult curaj, la munte, la cascadă, la baraj. Iar noi, cu bucurie în suflet, vom trăi din nou, când lumea, în sfârșit, se va trezi. Fetele, artistele... Uite, tocmai ce ți-am bucurit da. Care te-ai pus jos. Da. Hai, Cristel, intră Mario. Nu mai, gata, lasă. Ideea e să fie cât mai natural. Hai, 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 da, 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 și el da, să fie. Să da, trecem da. O dată prin tot. Exact. Și după aia... Da, da. Da, da. Faci. Nu mă dați aia câte de pula aia. Deci, Mario, lasă-i pe băieții care cunosc. Zi. Da, da, zice. Unde am rămas? Păi tu ai făcut o ședință. Tot te-o întrebat. Zi, ce faci? Pe unde ai fost? Te-o întrebat Cristian. Mario, este mare implicare. Ce faci, mă? Hai, domnul artist. Fost o ședință. Băi, dar vorbește, n-a făcut, dar știi. Ceva interesant. Să știi. Tu? Ce faci? Ce? Stai că se cacă Mario pe el sau cum ai răbdare. Atenție. Acțiune. Tu ce faci? Pe unde te faci? Ceva interesant? Asta știi că da. Am prezentat câteva obiective turistice din județul Timiș. Eu despre unele nici măcar n-am știut. Nu mai vede. Despre ce lucruri vorba? Dacă mi-am notat. Deci cetatea Jdioara. Cascada Șopo. Hai, cetatea Jdioara a fost bine. A fost... Păi, deci la cât e de cald, uai, deci aș face o baie în lac acum, pe vremea asta. Mai bine la cascadă, că e mai rece. Bă, nu știu, eu sunt crescut la munte, așa că, mare, cu afa o... Păi, deci la cât e de cald, așa m-aș duce să fac o baie în lac când s-o duc. Mai bine la cascadă, că e mai rece. Eu sunt crescut la munte, așa că mie mi-ar plăcea mai mult să merg până la cetate. Dar gândiți-vă... Ce bine ar da să organizăm câteva evenimente la locațiile de respectiv, să organizăm câteva evenimente la locațiile din... Vă dați seama ce bine ar fi să organizăm câteva evenimente? E, mai bine la cascadă că e mai rece. Mai bine la cascadă că e mai rece. Băieți, eu scăscu la munte, așa că mie îmi place mai mult ideea de cetate. Ce fain ar fi... Ce bun! Ia zi! Ochii! Acțiune!
nu. Tu trebuie uita așa, urmă, că vine să râdăm. Nu mai opri, să nu mă oprești. Nu, gata, nu te gândeai, faci privirea aia la mine, din stat, vine să râdăm. Ești un serios. Uite, gândiu-ți așa, mă, cam pe mine de râs. Ok. Cookie, hai să zic ce-am pățit. Ia zi. Ce bă, eu știu ce zic. Bă, nu mai râde. Ce zici de asta? Tare, nu? Foarte tare. Și eu am avut un vis. Am adormit aici în studio. Și am visat că puneam muzică la cet. Bă, dar așa bine. Uite, mesaj de la Victor. S-a dus la surduc și pune muzică. Vai. Aceste cuvinte ne doare. Ce? Ori am vis, dar nu mă stai să zic ce o să zic, mă. Hai că să te ajut un pic. Păi eu te continuă, să zic. Continuă. Nu, stai că să zic că action. Da, mă, agresia. Păi, nu mai râde. Privirea lui Cochi, nu mai știi că și la cineva. Bun, da. Așa cum. Gata. Da. Ce ai mâncat tu? Gata. Cochi. N-ai cum. Vai. Aceste cuvinte ne doare. Ce zici de asta? Tare, nu? N-ai cum.